Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint un mic haul cu parfumuri. Parfumuri cumpărate în ultima perioadă de timp. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Eu vă mulțumesc din suflet. Bun, haideți să trecem. Sunt câteva parfumele, majoritatea pentru timpul cald, pentru primăvară, vară. O să le luăm la rând și vom vorbi despre fiecare. Primul parfum despre care vreau să vă vorbesc este acest parfum Miss K First Love, 25 de ml. Pe acesta l-am primit în cutia Buzz Box și îmi place foarte mult. Este o apă de parfum care miroase extraordinar de bine, perfectă pentru vară. Haideți să vorbim despre note. Note de vârf, coacăze negre și bergamotă, de mijloc, iasomie și trandafir, de bază, vanilie, boabe, tonka și lemn de santal. Este un floral prin excelență, se simte foarte bine iasomia și pe fundal, acolo, un pic trandafirul. Nu se simte trandafirul foarte puternic. În același timp, după ce se așează și trece acea notă de iasomie, rămân fructele. Fiind acele coacăze negre, dar este totuși un parfum citric, conține și bergamotă, este un pic dulce, floral fructat, dar acolo omniprezent sunt citricele, care îl face un parfum pentru vară, un parfum frumos, cu o persistență pe pielea mea în jur de 3-4 ore, dar nu mă deranjează, recipientul este mic, 25 de ml, îl pot purta în geantă și oricum vara tot ai tentația aceasta de a te reîmprospăta. Este un parfum foarte, foarte drăguțel. Un alt parfum tot așa micuț și vreau să vă spun că acesta are 25 de mililitri și următorul pe care vi-l voi prezenta are 30 de mililitri. Dar dacă ne uităm la sticle, cel de 25 de mililitri este puțin mai mare. Bun, acesta ca fapt divers. Următorul parfum, parfumel, este de la Adopt, se numește Rose Charmeuse. Așa arată și așa cum am spus, are 30 de mililitri. Pe acesta l-am cumpărat de la DM, l-am găsit acolo la casa de marcat și era redus la 17 sau 18 lei, cam pe acolo. Bun, ce vorbim aici? Vorbim aici despre trandafir. Fix trandafir, așa cum este și prezentat, vorbim despre trandafir. Note de vârf, are smeură, de mijloc, petale de trandafir și de bază mosc. Pardon. Deci, ce se simte trandafirul? Petale de trandafir. Multe petale de trandafir. Are acea tentație, te face să te gândești la trandafirul bulgăresc, da, are ceva din acel miros, dar este puțin mai elegant decât un parfum bulgăresc. Mie îmi place foarte mult, dacă este bine lucrat, mie îmi place trandafirul din parfumuri. Acesta este un trandafir purtabil vara, pentru că nu este necăcios, nu este foarte dulce și cred că acest lucru este din cauza smeurii. Smeura se simte la final, după ce se așează trandafirul, deci aici vorbim despre trandafir, nu despre smeură. Îmi place foarte mult, este răcoritor. Deci nu este greu, nu este un parfum greu, nu este un parfum dulce, de acela care să te dea pe spate și să mori acolo. Nu, este un parfum perfect pentru primăvară-vară. Este un parfum pe care l-aș purta în luna mai. Atunci când apar trandafirii de orice tip, pe acesta l-aș purta. Are o persistență, să știți că se duce către 4 ore. Este destul de persistent, cu un siaj destul de mare. Primul nu are un siaj așa de puternic, dar acesta are un siaj mare, se simte din plin trandafirul. Bun, mergem mai departe și vorbim despre un parfum pentru var, pentru mare, pentru valuri, pentru litoral. Și avem aici, de la L'Herbolario, Fiore de Londra, parfum.
Acesta are 50 de mililitri, l-am găsit la Dr. Max, pe site-ul celor de la Dr. Max, și a costat 75 de lei. Era redus la jumătate, cam așa ceva, și mi l-am cumpărat. M-am îndrăgostit de aceste parfumuri la Rio, pentru că sunt foarte bine lucrate. Acest parfumer arată așa, și așa cum vă și arată parfumul, adică albastru, mare, litoral, valuri, sare, soare, ce vreți voi în acest parfum. Este extraordinar de frumos, din punctul meu de vedere este un unisex. Haideți să vorbim un pic despre el. Este un floral al Vakti care a apărut în 2010 și are ca note de vârf note marine, alge roșii, lămâie, verde și lămâie. De mijloc, lotus, albastru, violetă, crin, trandafir alb și de bază, mosc alb și vanilie. Este un parfum marin, acvatic, sărat din punctul meu de vedere, de citric din cauza lămâii verzi și a lămâii. Nu este dulce, nu simt flori în el, din punctul meu de vedere eu nu simt acele flori violetă, crin, trandafira, nu. Eu simt acele note marine cu un pic de sărat, cu puțină lămâie. La un moment dat se mai încălzește și cred că acest lucru se întâmplă din cauza vaniliei, dar este un parfum unisex prin excelență. Poate fi purtat și de către domn pentru că este aerisit, este acvatic, dar vara, pe acele călduri extraordinare, cred că va fi superb. Sticlă de sticlă, așa arată și capacul, mie îmi place foarte mult. Și la acest preț mi s-a părut o afacere bună, transportul gratuit în orice farmacie Dr. Max, pentru că am cumpărat de pe site-ul Dr. Max. Bă, trecem acum la un parfum francezesc. Un parfum pentru femeile care știu care este valoarea lor. Pentru femeile care știu să poarte un parfum, un parfum elegant, un parfum extraordinar. M-am îndrăgostit total de el și vorbim despre Madame Grace. Sau Grey, Madame Grey, apă de parfum, 100 de mililitri. Cum este acest parfum? Extraordinar. Dacă vă uitați un pic pe cutie, avem aici o rochie sub formă de aripi de fluturi. Superb acest parfum. Superb, superb. Parfum francezesc, clasic, frumos, dar v-am spus, pentru o femeie care știe să poarte un parfum, care își cunoaște valoarea, care vrea să fie feminină, sexy, dorită, extraordinar de frumos acest parfum. Haideți să vorbim despre el. Este un parfum ambrat floral din 2013 și are ca note de vârf ananas, cardamon, grapefruit, de mijloc, magnolie, bujor, frezie, de bază, paciuli, lemn de santal, vanilie și un pic de pielărie. Din punctul meu de vedere, ce simt eu aici? Simt bujorul, frezia, împreună cu acel ananas și împreună cu paciuli și vanilie. Este un parfum feminin, v-am zis, cald, condimentat, floral și pe fundal se simt fructele. Mie îmi place la nebunie. Deci, eu simt foarte bine bujorul în acest parfum. Deja am început să îl port, l-am găsit la un preț imbatabil pe Notino. Am dat 63 de lei. 63 de lei pe el, acum este dublu. A avut și am prins și o promoție de aceasta cu transport gratuit din aplicație și l-am luat la 63 de lei, un parfum extraordinar. Super! Este făcut pentru birou, este făcut pentru evenimente speciale, este super! Vi-l recomand din suflet. Feminin, puternic, consiliaj puternic, mai ales în primele 2 ore, ține pe pielea mea în jur de 6 ore, pe haine mult mai mult. Este un parfum puternic, feminin, floral, francezesc. Are ceva vintage în el, dar
acel vintage este combinat cu ceva, cum să zic eu, clasic și atât de frumos este. Deci este fantastic. Este fantastic. Îl recomand din suflet. Dacă îl găsiți la un preț bun, pentru că acum cred că este la 150-160 de lei, dar dacă îl găsiți la un preț bun, așa cum am găsit eu, vi-l recomand, nu veți da greș. Trebuie să vă placă acele parfumuri clasice, puternice, feminine, bine, bine lucrate. Și acum trecem la un parfum de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Deci site-ul celor de la Dubai Collection, știți foarte bine că puteți folosi codul meu de reducere de 5% SS05, este foarte ușor de reținut, Simona Stan 05 SS05, aveți 5% reducere la orice comandă făcută pe site-ul celor de la Dubai Collection. Acolo găsiți parfumuri, găsiți cosmetice pentru corp, găsiți orice vreți voi. Dar ce este mai important pe acest site este faptul că la parfumuri puteți cumpăra mostre sau variante de 10 sau 2 ml pentru a testa parfumul înainte de a-l cumpăra. Așa am făcut și eu de mult timp, am luat un tester mic, cred că de 10 ml, de la parfumul Moncrash Twins. M-am îndrăgostit de el și acum l-am văzut la prețul de 89 de lei, la care am adăugat și acea reducere a mea de 5% cu SS05. L-am luat la un preț foarte bun. Eu îl primesc la pacheta pentru că nu am timp să aștept curierul în fiecare zi și cel mai bine este la pacheta, mi-l iau eu când ajung acolo. Să revenim la acest parfum. Acest parfum este extraordinar. Este la fel de frumos lucrat. Este un pic mai puternic. Este un unisex Moncrash. Așa arată sticluța. Are capacul magnetic. După cum vedeți, deja l-am folosit. Îl folosesc, îl țin în geantă. Este un parfum puternic. Poate fi unisex, dar din punctul meu de vedere trece în partea de feminin, de parfum feminin. Haideți să vă spun și notele. Țineți-vă bine, are multe note. Note de vârf: șofran, ghimbir, mandarină siciliană, bergamotă siciliană, de mijloc lemn de chihlimbar, trandafir marocan, iasomie egipteană, frunze de paciuli indonezian. De bază, vanilie de Madagascar, lemn de santal, moscal, lichen de stejar. Ce putem spune despre acest parfum? Este un parfum condimentat, fiind condimentat, extraordinar de bine lucrat. Are acea tentă de parfum arabesc, dar este atât de bine lucrat încât nimeni nu își va da seama că este un parfum din sfera arabească. El este un dup după parfumul de la Mancera Instant Crush, dar mie îmi place extraordinar de mult. Nu este dulce, foarte dulce, are ceva citric care îl face purtabil în orice anotimp, cu o persistență pe pielea mea în jur de 8 ore. Pe haine până la spălare. Deci așa de frumos este prelucrat, așa de frumos este prezentat și te simți atât de bine, foarte, foarte frumos. Toate aceste note sunt bine blenduite în acest parfum. Eu simt mai mult iasomie, citrice, clar, citrice, și apoi simt ghimbir pentru că este un pic acidulat acest parfum. Este extraordinar de frumos. Vi-l recomand cu mare, mare drag. V-am spus, pe site-ul celor de la Dubai Collection puteți cumpăra mostră întâi pentru a-l încerca. Și ultimul parfum pe care vreau să vi-l prezint este tot din această aură a parfumurilor arabești. Eu l-am găsit la un preț imbatabil pe site-ul celor de la makeup.ro. Este vorba despre Aura Crisp Flower de la La Fed. Știți că eu l-am și pe cel negru. L-am găsit la prețul de 60 de lei. Acesta este, bineînțeles, hai să vedem, apă de parfum, nu știu cât are,
câți mililitri are, dar o să vedem pe el. Haideți să-l vedem. Așa arată. De sticla este fantastică. V-am spus, am de la Lafite Aura din această gamă și pe cel negru. Uitați-vă la sticlă, o sticlă grea. Capacul este de plastic, dar este foarte bine lucrat. Arată superb acest degradat de roz, piersică, foarte, foarte frumos. Și da, dacă în cel negru avem o explozie de fructe, fructe zemoase, fructe exotice, ce vreți voi, aici vorbim despre o explozie de flori. Flori de toate felurile. Dar nu este un parfum dulce, nu este un parfum greu. Notele de vârf, bergamotă, tonuri verzi și pară, de mijloc, ambră, cenușie, iasomie și flori albe și de bază, mosc, vanilie, vetiver și note cremoase. Deci, vorbim despre flori, multe flori, se simte iasomia, se simt alte flori albe, eu simt puțin și tuberoză acolo. Ele nu sunt flori, nu este un parfum dulce din cauza bergamotei, a tonurilor verzi, dar este un parfum la fel suculent, ceva acolo și cred că acel lucru vine de la pară. Îmi place foarte mult, este un parfum pentru vară. Pentru vară va fi superb. Ține destul de mult, în jur de 6 ore pe pielea mea, se simte foarte bine în prima oră, deci vorbim despre o explozie de flori foarte bine amestecate cu ceva zemos, parcă au stors o pară așa și curge acel acea zeamă cremoasă, super, super acest parfum și când l-am văzut la 60 de lei pe site-ul celor de la makeup.ro am zis da, este al meu. Îl găsiți și pe Dubai Collection, să știți, și dacă folosiți codul SS05 aveți și acolo o reducere de 5%. Vi-l recomand pentru vară. Pentru vară este extraordinar de frumos. Bun. Și acestea au fost parfumurile care au intrat în colecția mea în ultima perioadă de timp. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Dacă ați încercat și voi parfumurile acestea, vă rog să-mi scrieți și să-mi scrieți părerea voastră pentru că sunt foarte, foarte curioasă. Vă mulțumesc mult, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!